De la eveniment nu au lipsit prietenii prozatorului Daniel Drăgan, colegii de la Societatea Scriitorilor din Târgoviște și elevii școlii Ioan Alexandru Brătescu Voinești. Romanul Subreta nu este o ficțiune, o invenție. În carte sunt prezentate numai fapte reale, autentice, trăite de autor, momente atât din copilărie cât și din adolescență. Subreta, un alt fel de roman. De ce un alt fel de roman? Pentru că dacă romanele mele toate, și de obicei romanele sunt opere de ficțiune, de invenție epică ale autorului, acest roman nu este de ficțiune și nu este o invenție, ci este rememorarea unor fapte de viață autentice pe care le-am trăit. Și în această carte și în acest roman am reflectat copilăria mea, întâmplările cruciale care mi-au marcat destinul în anii, deceniile care au urmat, dar și adolescența pe care mi-am petrecut-o la Târgoviște. Am avut o adolescență fragmentată, am suportat unele lovituri ale soartei, dar desigur că alții au suferit mult mai mult decât mine. În romanul Subreta sunt surprinse și momente de dragoste trăite de autor. Deși am fost un timid și sunt un timid, prima săgeată a lui Cupidon a trecut și pe la urechea mea. Ridicând ochii din carte, nu vaca legată de pară am văzut, ci o fetiță, ca o păpușă vie în via vecină. Era o copiliță aproape goală, cu o cămășuță ținută pe trup cu două bretele subțiri, cu umerii goi. Era așa de firavă în cămașa ei, că nu acoperea mai nimic și eu am simțit că se petrece o minune.